Te salut, Oana, bine ai venit, Oana Ioniță. Bună, bună, Mădălin. Mă bucur că am ajuns la tine, în sfârșit, după o perioadă lungă de timp. Da. Sunt bine, acum? Uite că vezi că sunt bine. Pentru că ai suferit, adică e clar, știu, ai spus, ai făcut niște mărturisiri în presă, e clar că nu ți-a fost comod deloc. Nu mi-a fost și nici nu mi este. Mă rog, după un divorț e destul de greu să-ți fie bine și... Da. După fiecare moment prost urmează unul bun și tot așa. Așa ar trebui. Într-un lanț. Sunt într-o perioadă benefică în sensul în care am fost vara asta cu Maxim. Am petrecut mai mult timp pentru că Maxim vacanțele... Maxim fiind băiatul, pentru cei care nu știu. Băiatul tău. Băiatul meu, da, da. Maxim, care e adorabil. Normal. Vara asta am petrecut timp mai mult împreună. Pentru că, din păcate, avem timpul ăsta doar în vacanțele de vară și de iarnă. Dacă vrei să fac un rezumat pe scurt, da, dar am povestit în unde decursul ați ajuns, pentru că timpului ce s-a întâmplat. Afirmatul la un moment dat, pentru cei care nu cunosc povestea, este că fostul tău partener ar fi reușit, nu știu cum, să-l înstrăineze cumva, să-l îndepărteze pe propriul vostru băiat de tine. Să-l manipuleze cumva, cam asta a reușit din ceea ce am văzut în presă. Și că asta te-a durut, te-a distrus aproape, te-a pulverizat în acel moment. În momentul în care v-ați separat, voi ați decis să rămâneți, tu să rămâi cu fata pe care aveai în altă relație, cu Izabela, și el să rămână cu Maxim, nu? E corect? Eu nu mi-am dorit să rămânem... N-ați împărțit așa. Este vorba doar de domiciliu. Așa. Asta e o discuție foarte firavă, cum ar veni. Ai greșit undeva? Da, am greșit foarte mult. Am fost foarte credulă. Cred că de obicei când greșim în viață este pentru că avem încredere în anumiți oameni de lângă noi. Eu am avut încredere că o să fie bine. Am semnat o convenție matrimonială, așa ca să fie pe scurt, da, acum mai bine de un an, prin care eram de acord ca domiciliu să fie așa, astfel încât programul, din câte am înțeles eu de la avocata mea de atunci, să fie egal, de comun acord, o custodie comună în care să avem acces amândoi, că așa am crezut și așa e normal în orice relație, că sunt oamenii căsătoriți sau divorțați, trebuie să aibă același timp petrecut cu copilul lor. E, după ce am semnat acest document, pe care eu l-am crezut normal, între două persoane în care ar trebui să existe o relație de încredere absolută, pentru că amândoi ne dorim același lucru, și anume binele copilului, au apărut pe parcursul trecerii, să zic așa, mutării lui la tatălui, au apărut mici divergențe. Adică, nu știu dacă neapărat neînțelegeri, era foarte clar că copilul nu mai trebuia să vină la mine. Eu mergeam în fiecare zi la școală să-l iau, sau să facem teme, sau să avem activități, sau să avem lucruri absolut normale pe care ar trebui să le aibă orice mamă cu copilul lui. Și au început micile probleme, să zic, în cazul în care eu nu mai puteam să-l mai iau. Pentru că... De ce? El avea engleză pentru că trebuie să stea cu bunica lui care tocmai a venit de departe și este timpul sau cu cineva sau care o altă activitate și de fiecare dată era o altă activitate. Și la sfârșitul de săptămână era un timp limitat și cerându-i încă puțin timp și ceream, mi se părea că cer ceva ce nu meritam să fie al meu. Mi s-a indus cumva o stare de... nu neîncredere, o stare în care eu nu sunt suficient de bună pentru a fi mamă, pentru propriul meu copil. O stare pe care am crezut-o o perioadă și în care nu știu de ce, dar apoi mi-am dat seama că nu mai am acces la propriul copil și Maxim se schimba vis-a-vis de mine prin reacții, prin negații, prin îndepărtare. Și atunci am zis că trebuie să iau o decizie și așa cum mi s-a propus prima oară, când mi s-a spus că acea convenție poate să fie atacată în orice moment, da, este total adevărat, celor care fac chestia asta, le dau un sfat, orice convenție și orice act poate să fie atacat în orice moment. Problema este că birocrația din România este foarte lentă. Tot ce înseamnă acte, procese, totul durează foarte mult. Și atunci trebuie să fii foarte atent când iei o decizie. Și o decizie importantă, mai ales legată de copiii tăi. Îți reproșez faptul că ai acceptat ca domiciliul să fie la tată. Da. Pentru că de acolo s-a schimbat tot. O, da. De ce spun asta? E pentru că de un an de zile încă nu avem un termen de judecată.
Am apelat... Da. Un an? Un an, da. Pentru că... Mă întorc la tine, trebuie să facem o pauză exact într-un moment foarte puțin potrivit. Trebuie să ne... Și domnilor, pe masă Oana Ioniță, în patul nostru... Mi-ai zis așa. Ce, nu e adevărat? Mă, și din păcate povestea ta după despărțire a devenit și mai cunoscută, pentru că ai trecut prin o serie de suferințe pe care le-am remarcat în voce încă din primele minute ale întâlnirii noastre de astăzi. E clar că e o rană care încă nu s-a închis și nu are cum să se închidă, că nici o mamă nu, dacă este o mamă, nu renunță la copiii ei oricum, sau nu se poate împăca cu ideea că, mă rog, copilul se desprinde emoțional de ea și că mai mult decât atât începe să o privească ca, eventual ca pe un personaj negativ. Ai trecut prin faza asta, e adevărat? Da, dar am încercat să înțeleg că nu e problema unei răni pe care eu o am, pentru că de multe ori rănile pe care le avem sunt poate legate de orgoliu sau de alte lucruri, da, gelozii poate, sau e o problemă legată de viitorul copilului meu, pentru că el când va crește va fi un adult și trebuie să fie un adult responsabil, cu bun simț, civilizat, care să iubească femeile, să le respecte și până la urmă să aibă o familie de calitate. Asta îmi doresc pentru el. Și pentru asta, de fapt, mă lupt acum. Nu pentru timpul meu, că timpul meu o să fie și este cu el. Acum este din ce în ce mai mult timp. Faptul că a fost o vară împărțită jumate-jumate, pentru mine a fost foarte, foarte important, că mi-am recreat puțin din ce ar trebui să fie o relație mamă-copil. El ți-a spus niște lucruri care te-au rănit sau din care să înțelegi ce s-a întâmplat între timp în relația pe care o are cu tatălui? Adică... Știi cum e, atunci când un copil este mai mult cu una dintre părți, acea parte îi hrănește sau fără să-și dea seama, poate... Te întreb direct, l-a manipulat intenționat? Da, cu siguranță, da. A fost prezent la niște discuții pe care nu trebuia să le audă. Nu între noi doi, ci între... Dar cum ai devenit tu personajul negativ? Ce te-a durut? Păi era simplu să devin personajul negativ. Orice om poate să devină personajul negativ și noi știm asta din presă. Cu atât mai mult într-o relație intimă, când copilul are încredere 100% în tatălui și în mama lui, părinții lui sunt pilonii universului lui, Dumnezeul sau nu știu cum să-i spun, credința lui desăvârșită în viață. Și atunci când tatăl tău o denigrează pe mama ta, fără să-și dea seama, inconștient, și tu participi la discuțiile, începi să crezi și să o denigrezi și tu în sinea ta. Și atunci apare negația, apare ura, apare înverșunarea asta pe care un copil la 10 ani nu trebuie să o aibă. Ce ți-a zis? Cel mai trist, cel mai greu de suportat pentru tine? Ce? În general mă deranjează că îmi zice nu. Din orice. Este acea negație pe care poate mulți adolescenți o au în perioada adolescenței. Uh-huh. El încă este mic ca să aibă acele... Prag. E în prag, da. A avut cel puțin, acum nu le mai are pentru că ne înțelegem bine și nu contează foarte mult respectul și am început să-i câștig respectul. Eram la sală la un moment dat și m-a dat afară din sală, ce caută ea aici, și cumva nu mai mă suporta să mă vadă, inconștient probabil. Problema e că soțul meu îi alimenta lucrul ăsta, adică când am ieșit tare trebuie să ai o discuție cu el, nu e ok să vorbească așa, să aibă reacția asta la vârsta lui și de față cu toată lumea, în condițiile în care locul ăsta este un loc creat de mine, e al meu. Și îl susținea în continuare. Vezi că tu n-ai timp de el, tu nu ești, e normal să reacționezi așa. În momentul când tu spui de față de cu mine. Nu că nu-l iubesc, dar alimentându-i această ură în continuare, copilul crede că e corect ceea ce are de făcut. Și trebuie să-și urească mama în continuare sau să o denigreze, să-i vorbească urât, să nege orice fel de relație cu ea. Și atunci am învățat de la terapeuți, de la terapeuta mea, că e bine să-mi construiesc o relație pe iubire, pe dragoste, pe afecțiune, pe îmbrățișări cât mai multe și timp cât mai mult petrecut. Am renunțat la multe lucruri pe care le făceam înainte și sunt bine. Pentru asta fac... până la urmă zici că faci sacrificii. Nu faci sacrificii niciodată când e vorba de iubire. Stai un pic, Oana, dar voi ați hotărât să vă despărțiți, apropo de momentele în care probabil că ai plâns foarte tare. Să vă despărțiți. Ok, n-a mai mers.
Dar cum a acceptat? Înțeleg că totuși băiatul se desprinsese de tine emoțional dinainte de separare? Nu. Nu, noi am locuit împreună, doar că locuiam cumva puțin separat. Eu locuiam cu Isabela, adică dormeam cu ea și cumva mi se spunea că Maxim este prea mic să doarmă în camera lui, camera lui amenajată. Cumva lucrurile s-au separat atâta timp cât noi nu mai... de mai mult timp. Da. Doar că ce am simțit eu și începusem... Și el da, da. Dar sunt multe relații care așa. Fac asta. Și asta nu înseamnă că dacă dormi cu tata, îți urăși mama. Nu. Doar că nu mai aveam acces la el în propria casă. Adică era ușor, ușor... Au făcut echipă? Da. S-a creat o altă echipă? De multe ori se face echipă, echipa băieților. Dar în momentul când mama spune vreau și eu să merg cu băiatul nu știu unde, vreau să fac asta, vreau să se spune odată, a, nu, că tu n-ai timp, lasă, nu-i nicio problemă, mă duc eu o dată de două ori, de cinci ori și la sfârșit se spune, dar tu n-ai avut timp niciodată. Atunci îți dai seama că ai ajuns într-un punct în care tu nu mai ai deții controlul. Și mi-am dat seama că nu mai am acel acces pe care trebuie să-l aibă mama. Care a fost cel mai greu moment? Momentul ăla în care ai fost la capătul puterilor sau ai crezut că te prăbușești? În ce situație? Momentul în care mi-am dat seama că nu pot să fac nimic din punct de vedere legal, sentimental, fizic, să pot să mai fi cu el.